Lucrările pe drumul județean 606 au fost reluate în urmă cu două zile, asta după ce timp de aproape un an acestea au fost oprite. Acum, după cum se vede, se lucrează la foc continuu. Este vorba despre o porțiune de 60 de kilometri între comunele Gogoșu și Bălăcița. Un important drum județean, pe o porțiune de 60 de kilometri, va fi gata în scurt timp. Această arteră importantă din Mehedinți era până acum un adevărat calvar pentru șoferii care tranzitau această zonă. E bine, e foarte bine. Cum e drumul acum? E bun, e mai bun decât înainte. Înainte? Era prost. Circul des pe acest drum? Da, destul de des. Cum era înainte? Dezastru. Era un dezastru. Acum e ok. Ok. Se continuă lucrările, se toarnă acum ultimul strat de asfalt. Sper să se facă și până la Vânjumane, că acolo iar e un dezastru. Am avut o mașină foarte joasă, foarte sport și am dat-o din cauza drumului. N-am avut ce să fac. Aici se circulă bine. Da, ok. E ok acum. Înainte era plin de gropi, dar acum chiar e ok. E bine că se continuă lucrările. Da, e acum foarte bine. Se toarnă ultimul strat de asfalt. E foarte bine. E se foarte circulă bine acum? Da, foarte bine se circulă acum. În urmă cu două zile s-a decis reluarea lucrărilor la acest drum județean, după ce fuseseră oprite acum mai bine de un an, din cauza unor nereguli, pe care însă președintele Consiliului Județean a reușit să le rezolve. N-a fost foarte ușor. A trebuit să ne ocupăm, să-l deblocăm, să dovedim că lucrurile nu stau chiar așa și să facem așa fel încât să intrăm în cadrul legal. Am făcut-o, n-a fost foarte ușor și astăzi putem spune că drumul județean care leagă Gogoșul de Bălăcița și trece în Dolj, cu o lungime de 60 de kilometri, în maxim 3 luni de zile până la sfârșitul lunii septembrie, va fi finalizat, care este o investiție extrem de utilă și necesară pentru foarte mulți locuitori, pentru că acest drum trece prin foarte multe comune, pornind cu sudul județului și ajungând până în mijlocul județului, la Bălăcița. Și este de un interes major pentru județul Mehedinți, drumul 606. Reconstrucția celor aproximativ 65 de kilometri din drumul județean 606, care traversează 5 comune ale județului Mehedinți și un oraș, a fost începută încă din anul 2011. După niciun an, însă, lucrările au fost stopate, iar acum reabilitarea continuă.